Lucrările de asfaltare pe calea Lugojului s-au terminat. Traficul se desfășoară din nou pe cele două benzi pe asfaltul proaspăt turnat. Asfalt proaspăt pe calea Lugojului DN6. Echipele SDM au lucrat toată noaptea până la 6 dimineața. E asfaltat tot de la intersecția cu strada Pădurea Verde până la sensul giratoriu aeroport. Transmite viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău.